După ce a intrat în vigoare hotărârea de guvern privind procedura de examinare, inclusiv noua modalitate de obținere a permisului de conducere, reprezentanții Agenției Servicii Publice au oferit mai multe detalii de interes public în cadrul unei conferințe de presă. Prima modificare. Persoanele după absolvirea cursurilor organizate de către unitățile de instruire, adică școli auto, au termen de un an pentru a susține proba teoretică și proba practică. Pentru a prelungi acest termen, persoana urmează să facă dovadă frecventării unui curs suplimentar proba practică. Persoanele care au absolvit cursurile organizate de către școli auto până la 16.11.2024, termen automat se prelungește până la un an. Al doilea subiect important este vorba de camioane și de autobuse. Noi simplificăm procesul de examen pentru categorie C, CE, asta înseamnă camion și camion cu remorcă și de autobuz. Până la momentul actual, candidații, în locul să se focuseze la procesul de examinare, pierdeau mai mult timp și efort pentru a schimba viteza la mijlocul de transport. Potrivit responsabilului, majoritatea autobuzelor și a camioanelor din Republica Moldova sunt deja echipate cu transmitere automată. Ca urmare, fără a pierde din calitatea procesul de evaluare și în conformitate cu legislația europeană, Agenția Servicii Publice a procurat mijloace de transport, camioane și autobuze cu transmisie automată. Dimensionat că nu se va aplica restricțiile în permisul de conducere nou pentru aceste categorii. Dacă candidatul deja deține o categorie sub categorie cu transmisie manuală și posedă cunoștințele necesare, schimbării manuale a treptelor de viteză și acționarea ambreiajului. Totodată, șeful ASP Mircea Ieșanu a oferit statistici referitoare la parcul autovehiculelor implicate în procesul examinării. Doar în acest an au fost schimbate și cumpărate adițional 17 autovehicule pentru categoria B, cu cutie manuală și cu cutie automată. Și dacă tot din categoria B le-am înăuit parcursul anului, mai greu am ajuns la camioane și autobuze pentru categoria subcategoriile C și D. Astăzi, vedeți aici, noi am procurat 4 autobuze și 7 camioane care vor schimba echipamentul vechi, care a fost procurat încă în 2010-2011. Deci, pe parte de categoria C și D, parcul de autovehicule n-a fost schimbat practic de 14 ani. În total, noi practic am reușit schimbarea completă a parcului de autovehicule. Avem în total aproape 80 de vehicule procurate. Investiția totală a modernizării pe această dimensiune se ridică la circa 70 de milioane de lei.